Bună ziua și bine v-am regăsit! Această etalare va răspunde la întrebarea dacă vom putea fi împreună eu și persoana X. Voi, în loc de persoana X, vă gândiți la o anumită persoană din viața voastră. Avem varianta 1, varianta 2 și varianta 3. Să vă rog să alegeți o variantă. Țineți cont că aceste etalări sunt etalări generale, astfel încât nu pot rezona cu toată lumea. De asemenea, aș dori să menționez că destul de curând voi încerca să găsesc un număr, să reușesc să înregistrez un număr mai mare de videoclipuri, astfel încât să pot posta mai multe videoclipuri, însă am nevoie de ajutorul vostru cu sugestii de etalări, astfel încât în fila comunitate veți găsi o postare în care eu v-am zis că puteți lăsa sugestii de postări la un anumit link, am să vă rog să le lăsați acolo toate, sugestiile vor fi trimise sub anonimat către mine, vor ajunge direct la mine și eu le voi face, chiar dacă sunt mai rar întâlnite și sunt subiecte mai specifice. Pe mine mă interesează să pot să vă ajut pe majoritatea dintre voi, chiar dacă nu luați, de exemplu, o etalare personală, să vă fie oricum de ajutor și YouTube-ul. Pe mine asta mă interesează, deci am să vă rog să-mi lăsați situații, fie că sunt comune sau specifice, la sugestii, iar eu le voi înregistra după posibilitate. Bun. Deci, varianta 1, varianta 2 și varianta 3 și voi începe cu varianta 1. Să vedem dacă puteți fi cu această persoană împreună. Bun. Ce se întâmplă în viața ei? Bun, această persoană este destul de concentrată pe locul de muncă. Această persoană este foarte probabil să fie aplicat pentru un împrumut, să dorească să își achiziționeze o locuință sau să vrea să își deschide o firmă. Oricum, o văd destul de mult în alte birouri, încercând practic să rezolve o situație, încercând să vină cu un plan, încercând să vină cu un nou început pentru a fi mai bine din punct de vedere financiar. Această persoană este destul de mult cu telefonul, cel puțin în această perioadă, dar nu pentru a se distra, nu pentru a se juca sau alte activități, doar pentru a-și rezolva problemele. Deci, în această perioadă, această persoană este destul de prinsă cu munca pentru ceea ce dorește să se întâmple. Ok. Să vedem acum. Da. Cum vă vede această persoană, de fapt? Haideți să facem așa. Cum vă vede această persoană? Vă vede ca fiind o persoană destul de impunătoare pe alocuri, cum să zic, știți să și munciți mult, dar știți să și vă distrați. Pentru că vede această dualitate la voi. Aveți un spirit de lider, această persoană admiră acest lucru. Este foarte probabil ca o parte din voi să aveți destul de mulți urmăritori la nivelul de rețele sociale sau pur și simplu oamenii să vă admire. Sunteți o persoană destul de fotogenică din ce aș vedea aici, aveți trăsături destul de puternice ieșite în evidență. Există ceva în legătură cu corpul vostru, în sensul în care aveți niște mișcări foarte grațioase. Practic, această persoană ar avea numai cuvinte de laudă de spus despre voi, atâta doar că această persoană consideră că aveți foarte, foarte multe persoane în jurul dumneavoastră și nu știe exact foarte multe despre situația dumneavoastră, în sensul în care de la distanță, da, îi se pare că sunteți singuri sau singure, dar nu știe sigur cum să trateze acest lucru, în sensul în care doar nu vă afișați viața, dar sunteți singuri sau chiar sunteți luați, dar mai acceptați și alte variante. Această persoană nu știe exact cum să ia situația. Bun. Ce simte persoana pentru voi? Bine.
Persoana cumva se simte ca un copil în jurul vostru. Aș vrea să menționez faptul că este posibil într-un anumit proiect să dați unul de celălalt, să colaborați într-o oarecare măsură. Nu neapărat că sunteți neapărat pe aceeași poziție sau lucruri de acest gen, dar pur și simplu meseria vă forțează un pic să dați unul de celălalt. Ideea este că această persoană ar vrea să iasă cu dumneavoastră și să vă cunoască mai bine și nu doar la nivelul de colegi, ci la nivelul de prieteni pentru a afla mai multe despre voi înainte să facă un pas. Însă atenție pentru că din partea de ieșit cu prietenii această persoană poate să încerce inclusiv o situație de prieteni cu beneficii, însă voi o să fiți un pic confuzi în sensul în care nu prea o să știți ce să faceți cu această situație. Să vedem dacă puteți fi într-o situație obișnuită cu această persoană. Într-o relație normală, practic, să zic. Da, însă situația nu ar fi de foarte lungă durată. Încercați să observați anumite lucruri pentru că această persoană vă puteți da seama că poate să își dorească foarte mult să se întoarcă o persoană din trecut în viața sa. Problema este că acea persoană până la urmă va reveni. Încercați să fiți atenți la semne și cu siguranță această persoană la un moment dat, fără să vrea, poate să ia de exemplu gura pe dinainte și să vă zică anumite detalii și să vă dea de înțeles anumite lucruri care în mod normal nu vi le-ar fi spus. Sau iarăși mai poate să fie situația dacă această persoană este din altă localitate și s-a mutat recent pentru locul de muncă, asta e foarte specific, s-a mutat recent pentru locul de muncă în localitatea în care sunteți, această persoană poate avea în orașul natal pe cineva și nu spune acest lucru. Cam atât am pentru etalarea 1, vom trece mai departe. Varianta 2. Să vedem care e situația din viața persoanei. Această persoană este o persoană care poate călători destul de mult în interes de serviciu. Este o persoană destul de pasională, poate să-și facă prieteni destul de ușor, este o persoană un pic narcisistă, deci atenție la acest lucru, este o persoană care reușește să atragă privirea cu aspectul său. Aici este posibil ca persoana să arate cumva un pic mai tânără decât este de fapt. Ok, să vedem cum vă vede persoana. Aici zice aveți grijă în legătură cu această persoană pentru că persoana nu vă vede cu ochi buni pentru a întemeia o situație stabilă. Aici clar persoana are intenții de a înșela, persoana are intenții de a cunoaște alți oameni, persoana nu este disponibilă emoțional, a trecut prin niște traume destul de grele pe când era copil. Această persoană nu este foarte clară. Voi încercați să nu luați neclaritatea sa pentru traumele din trecut, dacă nu vă spune anumite lucruri, e mai bine să înțelegeți că nu este cazul să vă implicați foarte mult cu această persoană. Deci chiar nu aș vedea ca fiind benefic o astfel de situație. Să vedem totuși dacă puteți fi cu această persoană. Aveți grijă aici pentru că persoana poate să fie cu voi doar atâta timp cât voi îi oferiți atenție, grijă, înțelegere,
însă nu vă va oferi acest lucru și ea. Această persoană în continuu vă ascunde informații de voi, este o persoană care minte destul de mult și este destul de interesată de propria imagine. Este mai interesată de propria imagine decât de persoana de lângă ea. În sensul în care dacă voi, de exemplu, într-o zi nu vă simțiți ok și nu vă aranjați, e în stare să nu iasă cu voi. Pentru că îi dăunează imagini. Este un pic obsedată de situația asta, această persoană. Deci, aici, da, este posibilitatea să aveți o situație triunghiulară, o situație de aventură, dar nu relație normală, nu relație obișnuită, nu relație sănătoasă și așa mai departe. Bun. Și varianta 3. Ce se întâmplă cu această persoană? Această persoană petrece destul de mult timp în afara casei, este genul de persoană care are foarte multe cunoștințe, poate avea un loc de muncă unde are de-a face în general cu foarte mulți oameni și are foarte multe persoane în jurul său în general. Cum vă vede pe voi? Vă vede ca pe persoane care nu lăsați lucrurile la întâmplare, vă admiră foarte mult trăsăturile fizice, admiră, cum să zic, faptul că sunteți persoane diferite. Există o noțiune de a fi diferită față de celelalte persoane, într-un oarecare sens, nu prea pot să-mi dau seama exact la ce face referire. Poate să fie pur și simplu faptul că aveți un fel de a fi pur și simplu foarte feminin. Această persoană aș putea spune că vă admiră destul de mult, vă urmărește pe rețelele de socializare fără niciun dubiu. Dacă ați fost, de exemplu, la facultate cu această persoană sau dacă lucrați cu această persoană, fiți siguri că într-un fel sau altul caută să vă urmărească. Bun, în legătură cu dacă simte sau dacă are o atracție față de voi, ar fi mai bine să zic aici. Aici persoana vede un potențial pentru voi, dar nu este foarte sigură de acest lucru. Persoana consideră că nu are suficiente informații în legătură cu voi pentru a-și face o părere dacă ar vrea chiar și o situație temporară sau dacă ar vrea ceva cu voi în general. Poate exista ca un fel de zid care este între voi în sensul în care nu comunicați probabil nimic altceva în afară de lucruri ce țin de muncă. Și atunci această persoană este un pic debusolată și nu știe ce să creadă în legătură cu voi. Dacă ați putea fi cu această persoană, să vedem. Puteți fi cu această persoană, dar aici este nevoie de mult timp să treacă pentru. De ce? Pentru că această persoană, cel puțin în acest moment, nu este deschisă către o relație efectivă. Această persoană are nevoie de timp pentru a învăța să aibă încredere într-o persoană, are nevoie de timp pentru a se deschide efectiv în jurul altor persoane, este destul de detașată emoțional de toate persoanele, practic. A avut niște greutăți destul de mari, dar asta nu înseamnă că îi găsesc o scuză, ci pur și simplu aceasta este situația și voi, dacă vreți să aveți ceva cu această persoană, va trebui să așteptați destul de mult și bine pentru ca această persoană să poată să vadă din nou în viața sa posibilitatea unei relații stabile, pentru că în acest moment nu poate să conceapă ideea de a avea pe cineva stabil în viața sa. Este destul de dificilă persoana voastră, este destul de
fixistă în anumite idei, nu vă gândiți că, de exemplu, dacă această persoană pare amabilă la locul de muncă, este neapărat foarte amabilă și când cineva intră în spațiu personal, nu aș vedea să fie cazul de aceste lucruri. Deci, multă răbdare vă doresc pentru că vă trebuie cu această persoană. Bun, cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!